Ziua, prieteni. Azi dimineața am fost la fân. Acum am ieșit un pic la plimbare cu fetele, la relaxare. Suntem într-o stațiune la 50 de km de Ineu, la Moneasa. Acesta este o apă termală. La Melissa. Acolo a fost niște băi termale, dar s-au degradat. Din păcate s-au degradat. Este marmură roșie de Moneasa. Aici puteți vedea pe soție și pe fică. După muncă mai trebuie și relaxare. Este marmură foarte frumoasă de Moneasa. Din păcate s-a ales praful de această clădire frumoasă. Este de pe vremea regelui Carol, cred că. Aici sunt niște nuferi, dar sunt mai micuți. Apa este foarte curată. Văd și niște peștișori acolo. Aici se pot vedea niște pești mai mari. Ce sunt. Poate scăpă. De o friptură. Păstră? Nu cred, nu. Dacă ar fi păstră, ar avea dunga aia o colorată. E ceva amur, ceva. Cred că e amur, ten. Mm-hmm. Amur, din ăla sălbatic. Aici este în centrul stațiunii. Fântâna asta arteziană, mă duc aminte de aia de când eram copil mic. Am venit cu mătușa și cu mama. Și aici este o cișmea de apă, nu știu dacă mai funcționează. Mai este ceva. Este un hotel cochet, cerbul albastru. Mela! Este o stațiune micuță, cochetă, un aer super curat. Are și strand și un lac.
Aici aveți Hotel Park. În ultimii ani s-au mai investit bani aici, s-au modernizat un pic. Cel mai important s-a făcut drumul. De la Eneu până aici este un asfalt de cea mai bună calitate. Este o vreme superbă. Ca vloggerii. Eu știu de ce spune doamna așa. Deci mai... Vorbesc mai încet să nu mă audă lumea chiar așa. Și momente de relaxare pe lângă atâta muncă. Deci ar fi frumos să vii să stai o săptămână, două, dar din păcate eu nu am timp. Deci sunt acum în concediu, nu-mi permit să plec o zi de acasă pentru că nu am pe cine lăsa la animale. Joacă pentru copii. Toată stațiunea este într-o vale, între două dealuri. O zonă sub montană. Cred că le-a trecut vremea la Brândușă. A fost chiar în prima lună de primăvară. Aici se poate vedea strandul. Din păcate nu este încă vreme de baie. Aici este teatru de vară, unde se țin spectacole în aer liber. Frumos este pictat cu portul popular. Ca un amfiteatru, deci este scena. Vezi ce frumoasă este valea. E stațiunea mai continuă cu niște vile cochete. Nu se poate vedea strandul. Oare când o să deschide strandul, Melissa, nu știi? Sau e faliment.
frumoase sunt dealurile din prejurii. Te face și sport, fotbal. Să vă mai arat o vilă destul de frumoasă. Arhitectură frumoasă. Vila Mayumi. Așa, cred că tot din perioada interbelică. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc în continuare o duminică plăcută. Și mie mi s-a părut că seamănă.